Lui
este deosebit de important, atât pentru această mănăstire, cu hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gabriel, cât și pentru toată zona aceasta, deoarece atunci când se sfințește o biserică nouă, se primește o binecuvântare deosebită. Acest adevăr se vede în însăși slujba de sfințire a bisericii, mai ales către sfârșitul ei, unde se spune, într-o cântare pe care o veți auzi, această casă Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre. Deci, deodată cu biserica, aceasta care se sfințește, se sfințește și sufletele noastre. Dacă ne aflăm în stare de rugăciune, în stare de laudă și mulțumire adusă de Dumnezeu și în stare de cerere, cerând de la El harul și binecuvântarea Sa. Sfințirea Bisericii în Biserica Ortodoxă este una dintre cele mai frumoase și mai bogate slujbe, atât din punct de vedere teologic, cât și din punct de vedere liturgic al ritualului. Slujba de sfințire a unei biserici este o slujbă de închinare a acestei biserici lui Dumnezeu, ca Sfinții Treimi, și sfinților care sunt ocrotitori a acestei biserici. În cazul nostru, Sfinților Arhangheli, pe care îi pomenim astăzi. Dar slujba aceasta de sfințire este și un memorial, o pomenire a sfinților mucenici sau martiri. Pentru că în tot timpul slujbei se cântă o cântare sfinților mucenici care v-ați nevoit și v-ați încununat. Rugați-vă să se mântuiască sufletele noastre. Deci slujba începe cu binecuvântarea slavă sfinte cele de o ființă nedespărțită și de viață păcătoarei trăiri, după care urmează rugăciunea începătoare și apoi se citește rugăciunea lui Solomon pe care a rostit-o la sfințirea templului din Ierusalim. Prin aceasta se face legătura între templu pe altă dată care prefigura pe Hristos și biserica aceasta care se sfințește și care se dăruiește lui Hristos pentru ca El să se dăruiască nou prin Sfintele Domnul puterilor acesta este împăratul slavei. Casei tale,
Oh!
ajutorul de Sfintei Trăimi și al Sfinților Arhanghel și al tuturor puterilor cerești, netrupești, am sfințit această biserică din Mănăstirea Petru Vodă, în această zi binecuvântată de Dumnezeu și cu sărbătoarea, cu vremea frumoasă. Desigur, ne bucurăm când vedem o biserică nou sfințită, o nouă poartă a cerului și, în primul rând, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ajută să zidim biserici într-o vreme în care în unele părți ale Europei se închid biserici sau se transformă în localuri de agrement sau săli de sport. Deci, poporul român a folosit din 1989, din decembrie încoace, libertatea, în primul rând, pentru a reafirma, a reînnoi și a întări credința strămoșească. De aceea, în Arhiepiscopia Iașilor, se află astăzi 220 de biserici în construcție, după ce s-au construit câteva zeci. Și din acest punct de vedere, noi observăm că, deși este sărăcie din punct de vedere material, este bogăție din punct de vedere al credinței. Să ne ferească Dumnezeu de vremurile în care nu mai avem credință. Așa, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Aici așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Aici pomenim pe toți cei dragi ai noștri adormiți în Domnul. Aici se întâlnesc generațiile, întâlnesc cei vii și cei morți, și pământul, viața trecătoare, în care intră viața veșnică, cea netrecătoare. Deci pentru toate acestea și multe altele pe care ar trebui să le spunem dacă timpul ne-ar permite, mulțumim lui Dumnezeu. În același timp însă, cinstim pe cei care au fost câini ale lui Hristos în lume, zidindu-i biserică lui. Și în primul rând aici amintim pe Părintele Stareț, Iustin, care a fost sufletul și coordonatorul lucrărilor de zidire acestei biserici. Și paralel cu zidirea aceasta, din zid, din ceea ce vedem material, a contribuit mult și la zidirea bisericii din suflet. Deci ce dobândă avem dacă noi câștigăm lumea aceasta, dar pierdem sufletul nostru? Ce dobândă am avea că am zidit biserici care apoi să rămână goale? Ce folos am avea, dar nu am zidit și biserica din sufletele noastre? De aceea dorim să-i oferim o distinție deosebită ca valoare și simbol Părintelui Iustin, și anume aceea care se oferă ctitorilor și care îl face asemănător cu voievod cel mare. Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Iași, România, diplomă de onoare Ștefan cel Mare și Sfânt, se acordă preacuviosului protosinghel Iustin Pârvu, starețul mănăstirii Sfinții Arhanghel Petru Vodă, protopopiatul Ceahlău, pentru merite deosebite credinței și promovarea culturii. Semnează Daniel, arhiepiscop al Iașilor, propolit al Moldovei și Bucovinei, 2005, luna noiembrie, ziua 8. Odată cu această diplomă, oferim Părintelui și insigna cu chipul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și, de asemenea, medalia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, emisă cu prilejul împlinirea 500 de ani de la trecerea la Domnul a Marelui Voievod, apărător al creștinătății, mare ctitor de locașuri sfinte. Vrednic este! Vrednic este, vrednic!
Distinție de vrednicie, noi, Daniel, prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, urmând cuvântul Sfintei Scripturi, care spune că în biserică sunt felurite slujiri, dar același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre răbdătoare înmulțesc talanții primiți în dar de la Preamilostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie pentru următorii credincioși. Gheorghe Octavatu, domnul Florin Moise, domnul Paleo Petru, domnul Marcel Coștuleanu, domnul Ivan Pârjoveanu. Înalt preasfinte stăpâne, preacuvioși, preacucerești părinți, iubiți credincioși și credincioase, cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Duhului Sfânt, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei, cu sprijinul și munca multor binecredincioși creștini, s-a înălțat această sfântă mănăstire cu hramul Sfinților Arhanghel Mihai și Gabriel, în slava lui Dumnezeu Celui întreg neslăvit, spre mântuirea și sporirea domnicească a tuturor iubitorilor de Hristos. Motivul ridicării acestei mănăstiri pe aceste meleaguri sunt următoarele. Încoperii colindând pe aceste meleaguri natale visam și doream ridicarea aici a unui sălaș sălăstresc. După 1964, după decretul de armistiție a deținutul politic, am revenit pe aceste meleaguri natale din nou, a reînviat în sufletul meu visul copilăriei și a tinereții mele. În 1977 am făcut un pelerinaj la Sfântul Munte Athos și mi-am dorit, la rânduielile atonite, să pună lucrare și într-o mănăstire de la noi. După 1990, realizarea unei asemenea dorințe se arată la orizont. Un al doilea motiv pentru ridicarea acestei mănăstiri a fost acela de a menții și întări pe Valea Bistriței Duhurile Vlavii și a trăirii ortodoxe, așa cum merită locuitori din această zonă, ca unii ce au venit în Ardeal în urma prigonirii lui Bucov după 1861, având ca singură dorință păstrarea credinței cele drepte. Dar treilea rând am dorit ca această mănăstire să fie înălțată pentru comemorarea tuturor celor ce s-au jertfit în temnițele comuniste, știuți și neștiuți, pentru păstrarea ființei naționale românești și a credinței strămoșești nealterate, precum și pentru pomenirea tuturor eroilor neamului căzut în toate timpurile și locurile. Astfel, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Mitropolit Daniel, pe 14 mai 1991, s-a pus piatra de temelie a bisericii în incintă și astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, a Sfinților Arhanghel și a Maicii Domnului, și a tuturor Sfinților am proces adicarea bisericii și a câtor vachilii în jur. După binecuvântarea înalt preasfințitului Mitropolit Daniel cu 8 noiembrie 1994, am început să studim în noua biserică. Au continuat lucrările de pictură,
de construirea cuturva corpului de chirii, amenajarea curții a drumului de acces. Între timp, numărul vizuitorilor din ofte s-a ridicat la 80 de părinți, de frați, împreună ne-am străduit să ținem rânduieli de slujbă asemenea celor din Sfântul Munte, dar la același timp să fim o mănăstire misionară deschisă pentru toate nevoile, necazurile și suferințele oamenilor. În acest context, m-am impus de societatea înființării unui azil pentru bătrâni, bolnavi și oameni însingurați, precum a unui orfelinat pentru copiii nimănui. Un grup de maici venit din alte mănăstiri s-au închinuviat la noi, majoritatea cu studii superioare, s-au oferit spre slujirea apropiului în cadrul acestor două așezăminte, așezate la 2 km mai jos de aici, unde tot cu binecuvântarea înaltea Sfântului Mitropolit Daniel s-a ridicat o bisericuță, deoarece era greu și pentru maici și pentru bătrâni și pentru copii să se plaseze la slujbe la biserica din drag, mai ales în timpul ieri și multe. Mai sunt multe alte lucruri de făcut sau de terminat, însă ne dăjduim să se ducă toate în sfârșit. Sfințirea mănăstirii pentru vodă constituie o încununare a strădanilor obștii și a fiilor noștri duhovnicești. Sunt cea mai mare, mă privește mulțumim lui Dumnezeu pentru toate rânduite de El în viața mea, pentru că ne-am văzut un vis împlinit și pot spune și eu ca Sfântul Apostol Pavel, care zice, lupta cea bună am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Iar cu luna dreptății să rânduiască Dumnezeu tuturor acelor ce îl iubesc pe El. Înalt preasfinția voastră, ca într-un tablou votiv, închinăm această mănăstire pe Dumnezeu. Înalt preasfinției voastre, care reprezentați biserica Dumnezeului ce iubiu, stâlpi de mire adevărului. Mulțumindu-vă din adâncul sufletul pentru înalta binecuvântare pe care ați consacrat mănăstirea noastră ca spațiu a slujirii Fiului Dumnezeu. Un cuvânt de mulțumire adresăm și înălțările oaspe, altul oaspe, cel ca scoțesc, înaltă asemenea. Mulțumim de asemenea tuturor acelora care ne-au ajutat le avem multiplim lucrări la această Sfântă Mănăstire, ce bunul Dumnezeu să-i numere între ctitore, locașul sfinte, ca pe un neam de voivozi, cu numele lor să fie scris în cartea vieții. Ca un testament sfânt doresc ca în mănăstirea noastră, pentru totdeauna rânduiala slujbelor a vieții de obște, să fie după activia cu care deja ne-am obișnuit, în al doilea adânc, vă asigurăm că am fost suntem, dorim să fim ascultarea arhipăstorului nostru. Preasfințitule, o Sfântă Evanghelie. Pentru cuvânt și pentru darul frumos pe care ni l-a oferit și noi, tot așa, când avem ocazia, oferim bisericilor și mănăstirilor, schiturilor mai sărace, câte un dar. Dar acum am primit noi darul de la Părintele și, desigur, o să-l unim într-un paraclis, fie cel de la Mitropolie, fie unul nou, cum ar fi cel de la de pe Ceahleu, Panaghia, care acum se construiește cu ajutorul credincioșilor, preoților din jur și cu ajutorul armatei și al poliției care ne-au oferit elicopterele. Este vorba de o casă cu camere și un paraclis de iarnă